În ziua alegerilor, în raionul basarabească au fost deschise 15 secții de votare. Alegătorii au fost mai activi în primele ore ale dimineții. Dintre cei 2296 de alegători înscriși în liste, la ora 12 au votat 475, dintre care 11 oameni au votat în baza listelor suplimentare. Se votează activ, vin mulți oameni. Deși locuitorii din oraș nu prea s-au înghesuit la secțiile de votare, totuși cei care au venit au demonstrat că le pasă de destinul acestei țări. Am votat pentru un viitor mai bun, cel puțin pentru copii și pensionari. Eu votez pentru acea persoană care va putea să fie un stăpân bun, astfel încât toți să trăiască bine și în bunăstare. Eu sunt pentru alegeri corecte și cinstite în această țară și să învingă în sfârșit pacea, iar oamenii să fie mulțumiți și bucuroși de viață. După închiderea secțiilor de votare, am aflat primele rezultate ale alegerilor. Conform rezultatelor la secția de votare numărul 2 din oraș, Igor Dodon a acumulat 660 de voturi, Dumitru Ciubașenco 128, Maia Sandu 100 de voturi. Marea majoritate o are Maia Sandu, al doilea Igor Dodon, al treilea Iurie Leancă. În raionul basarabească au participat la vot 10.013 alegători, dintre cei 23.857 incluși în liste. Prezența la vot a constituit circa 42% din numărul total de alegători. Cea mai mare prezență la vot a fost înregistrată la secția de votare numărul 12, din Iserlia, 57,03%. Apoi o prezență de 50% a fost la secția de votare numărul 6, din orașul Basarabeasca, și la secția de votare numărul 13, din satul Ivanovca. La alte secții de votare, prezența a fost între 39 și 43%. Cea mai mică prezență s-a atestat la secția de votare numărul 1 din oraș, 32,02%, și în satul Bașcalia, de 33,06%. După o noapte agitată în urma prelucrării tuturor proceselor verbale, am obținut o imagine clară și obiectivă asupra rezultatelor finale. Cele mai multe voturi le-a acumulat Igor Dodon, 54,76%. Pe locul 2 se află Maia Sandu, cu 28,35%. Locul 3 îi revine lui Dumitru Ciubașenco, cu 7,91% din voturi. Ceilalți concurenți, Iurie Leancă, 3,78%, Ghilețchi Valeriu, 1,5%, iar restul n-au acumulat niciun procent. Câștigătorul alegerilor prezidențiale va fi desemnat în urma celui de-al doilea tur de scrutin, care va avea loc pe 13 noiembrie, atunci când vor concura liderul PAS Maia Sandu și socialistul Igor Dodon. Concomitent cu alegerile prezidențiale în comuna Iserlia, localnicii și-au ales și primarul, însă niciun candidat dintre cei patru înscriși în cursă nu a obținut majoritatea absolută și de aceea în această localitate va fi organizat al doilea tur de scrutin.